Suntem la Cahul și avem misiunea de a-l felicita pe Ioan, un tânăr de 25 de ani care se află abia la începutul carierei. Îi urăm mult noroc și fie ca toate țelurile sale să fie atinse. Cine e prieten cu Ioan? Ăla-i om și ăla-i domn. Cine e prieten cu Ioan? Ăla-i om și ăla-i domn. Ionul se uită la bani, dar să nu vadă dușmani. Prietenii îl iubesc, dușmanii îl ocolesc. Ionul se uită la bani, dar să nu vadă dușmani. Prietenii îl iubesc, dușmanii îl ocolesc. Mă rog, Ion, te salutăm cu mare drag și respect. Ne cerem scuze pentru deranjul creat, dar credem că minutele de deranj totuși se merită, pentru că o să primești o recompensă de măsură. Este vorba de o experiență frumoasă, de amintiri de neuitat. Să știi că îmi face o deosebită plăcere să mă aflu în fața ta la acest moment, încărcat cu voie bună, cu o serie de cadouri, care credem noi că o să te încânte. Vreau să te întreb următorul lucru. Preferi surprizele? Da. Ne-am așteptat la acest răspuns și credem și sperăm ca gestul nostru să te impresioneze, să se întipărească adânc pe pereții inimii tale și să rămâi satisfăcut pe măsură. Pentru că acest gest vine din partea unor persoane foarte importante pentru tine, care ocupă un loc aparte și care astăzi au decis să te surprindă prin intermediul echipei noastre. Noi te felicităm cu aniversarea 25 de ani de la naștere. Îți dorim tot ce este mai bun, tot ce este mai frumos. Îți dorim mult curaj, mult succes, atâta încât să-ți realizezi toate scopurile tale, indiferent de cât de mari vor fi. Și ca să nu vorbim mult, aș dori să trecem la cadouri. Iar primul pe lista noastră este un coș încărcat cu bunătăți, care dintr-o seară simplă o să ți se transforme într-o seară perfectă. La un serial, la un meci de fotbal, se zice că senzația de dulce oferă o stare de satisfacție. Așa că pentru tine avem un tort personalizat. Pe lângă faptul că e arătos, e și delicios, urmează să vezi dacă avem. Este ornamentat după stilul tău, un stil elegant. Noi îți dorim tot ce este mai bun și mai frumos să te aparțină. Fie ca îngerul păzitor să țină o umbrelă deasupra ta care să te protejeze de toate relele și să vină în vizită la tine doar vești de bun. Pentru că e sărbătorit astăzi, îți permiți să servești un păcărel de șampanie, da, și de coniac, care este aici, cu două păcărele, poate ai și o tăișoară. Da. Noi suntem siguri că ai în colecție o mulțime de certificat, de diplome, dar, în asemenea certificat, cu siguranță nu-l ai. Pentru că în semn de recunoaștere pentru toată munca depusă, pentru dăruire, dragoste și perseverență, se acordă titlul de cel mai bun fiu de nume domnului sau domnișorului Randon Ion. Poftim! Am auzit o prăspunere din partea ta, poți să o spui cu voce mai tare? Da, mulțumesc, m-am făcut. Chiar dacă nu ești lângă mine, dar îți dorim să fii tot. Prespunerea ta este parțial corectă. Să știi că în spatele acestei surprize se ascund mai multe persoane. Toate te iubesc, toate ții la tine. Și chiar dacă unele nu sunt alături fizic, cu inima, cu gânduri, cu siguranță. Iată că ei ți-au pregătit și un mesaj de felicitare. Să nu-l citesc. E prea lung. O să citim sfârșitul. O viață lungă să trăiești și cu multă demnitate. Să ai mereu doar bucurii și succes. La mulți ani, din partea părinților, din partea fratelor și acum de tine. Felicitări la mulți ani. Pe mine mă cheamă Ion. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.